34, alinia cu 1 litera A și alinia cu E litera B și ale articolului 196, alinia cu 1 litera B, din ordonanță de urgență a Guvernului, numărul 57 din 2019, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și a dispoziției primarului comunei Agra, numărul 64, 2-7, 2094, a fost invitat să participați la lucrările ședințe ordinare a Consiliului Local, astăzi, 30 iulie 2024, ora 12, în sala de ședințe a Consiliului, cu următorul proiect al ordinei de zi. Din cei 11 consilieri care compun Consiliul Local, sunt prezenți 10, lipsește domnul Diaconul Constantin, care este motivat. Fiind prezenți majoritatea consilierilor, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Având în vedere prevederile articolului 138, alineatul 15 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019, privind codul administrativ, supun spre aprobare procesul verbal încheiat la ședința anterioară. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține, cine este? Procesul verbal de luna trecută a fost aprobat cu 10 voturi. La ședință participă ca și invitat doamna Guvernului. În loc de domnul Moise, mai pădum, președintele de ședință, să preia conducerea. Mulțumesc pentru încrederea aprobată și proiectul lui conduce în apelul ședinței conform normelor legale și demonstrate. Să citire ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției proiectului bugetului de venituri și cheltuieli în trimestrul 1 al anului 2024, conform contului de execuție a bugetului local din 31.03.2024. Inițiată primarul Victor Diaconu, proiectul de hotărâre este susținut de raportul de compartimentul de specialitate și referatul de aprobare al primarului, comisia care realizează Comisia 1. 2. La diverse. Supun spre aprobare ordine de zi în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă, dacă sunt abține. Întreb în ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru trimestrul al doilea al anului 2024, conform contului de execuție al bugetului local la 30.06.2024. Aviz Comisia 1, aviz favorabil. Dau cuvântul doamnei Jilo Narcisa pentru a prezenta raportul de specialitate. Da, să primit și pe mail materialul de ședință și nu știu dacă vreți să vă dau citire la fiecare indicator în parte sau numărez doar pe secțiuni. Așa cum știți, în luna iulie, pentru trimestrul expirat, avem ordonatorul principal de credit ca obligația de a prezenta în ședință publică spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni. Și la secțiunea funcționare, la partea de venituri, totalul prevederilor bugetare la nivelul trimestrului al doilea au fost în valoare de 2.059.900 lei. Încasările realizate la 30.06.2024 sunt în valoare de 2.588.650,65 lei, reprezentând un procent de 125,67%. La partea de cheltuieli, planul conform bugetului la trimestrul al doilea a fost în valoare de 3.137.920 lei, iar cheltuielile efective conform execuției contribuției la 36 au fost în valoare de 2.116.644,23 lei, reprezentând un procent de 67,45%. La 30 iunie s-a înregistrat un excedent la secțiunea funcționare în sumă de 472.006,42 lei. În cadrul secțiunii dezvoltare, conform ultimului de venituri și cheltuieli aprobat, planul la partea de venituri a fost în valoare de 7.641.820 lei. Încasările la 30 iunie 2024 au fost în valoare de 2.322.867,67 de lei, reprezentând un procent de 30,40%. Iar la partea de cheltuieli au fost aprobate prin buget cheltuieli în valoare de 8.707.030 lei,
Cheltuielile efective la data de 30 iunie au fost în valoare de 2.090.930,39 lei, reprezentând un procent de 24,01%. De asemenea, la data de 30 iunie s-a înregistrat excedent în cadrul secțiunii de dezvoltare în sumă de 231.937,27 lei. Mulțumim, doamne, domnul Cisa. Dacă dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, se pun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă, dacă sunt abțineri. La diverse, dacă dorește cineva să se înscrie la cuvânt. Unde prezintă toate problemele la ordine de zi, care închise lucrările ședinței.